Bună ziua, dragii mei telespectatori Casa Iubirii, bine ne-am reîntâlnit. Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului și pentru distribuirea lui, în mod special Dan Keeper, Maia Golovin, Florica Perca, Duță Nicoleta, Doina Roșca, Emilia Isate, Petru Achim, Ghiță Ghiță, Dea, Maria Mirabela, Maia Maria, Maria Braică, George Ombre, vă îmbrățișez cu drag a voastră, Pandele Laura. Dragii mei telespectatori, vă mulțumesc pentru live-ul de aseară, unde am fost într-un număr foarte mare, mai ales pe spate. În seara asta, 8:30-9:30, ne vom întâlni iar pe live-ul justițiarilor să vorbim despre emisiune. Iar ieri, ce vedem? Vedem pe Virginica că iar a uitat trandafirul dăruit de Dorobanțu. Este a doua oară. Bineînțeles că tot ea este aia deranjată și că trebuia Dorobanțu să o scoată spunând: ei, lasă, dacă ai uitat asta, lasă că ți-aduc mâine 20. Ai, trebuia să aduci un camion. Măi, Virginico, Dorobanțu, tu te crezi superioară lui, dar crede-mă că Dorobanțu te-a citit ce fel de femeie ești și a văzut că tu ești materialistă și că te agăți de Dorobanțu doar ca să faci materiale și ți-ar plăcea banii lui. Dacă ți-aducea un parfum, să vezi că nu-l uitai. Dacă ți-aducea o geantă, să vezi că nu o uitai. Dacă erau genți zi de zi sau parfumuri zi de zi, crede-mă că nu uitai niciodată. Și îți dorei zi de zi, da, așa, dă-l, Doamne, iartă-mă, de trandafir. Exact cum a zis Garcea, dar mi-a plăcut. Garcea are cunoștințe în șobolani, are niște șobolani șmecheri. Eu până la el n-am auzit că șobolanii mănâncă și trandafiri. De aici să vă dați seama cine este Garcea. Și, Virginico, din punctul meu de vedere, s-a văzut cu ochiul liber că ești petențioasă și că ești moartea pasiunii. Și ce am văzut? Că i-ai luat un iepuraș. Bineînțeles că Dorobanțu și-a dat seama. Măi, fetiță, dar sunt și eu curioasă, dragii mei telespectatori, dați-vă și dumneavoastră cu părerea. Credeți că asta a avut atâta putere și atâta energie să meargă la magazin să cumpere acel jeleu? Eu cred că nu. Eu cred că a trimis-o pe proasta aia de cistinela. Sincer îți spun. Că nu. Tu obosești dacă te duci până în bucătărie să-i aduci un pahar cu apă. Tu nu faci chestiile astea, că știi. Știm cu toții. Pute locul sub tine. Și atunci, jeleul ăla, Dorobanțu văzându-l, bineînțeles că, ia uite-o bă și pasta. Chiar că-i craiovean, că de-aia terminat. S-a dus la un bărbat, un jeleu. Și să-l dai și cu interpretare, ce, că e purașul tău, că vine țopa-țopa după tine. E, ce să vezi? L-am împărțit cu băieții, am mușcat din el, dă-te, Doamne, iartă-mă, de craiovean, că tântăloică. Cam asta s-a întâmplat, măi, Virginico. Dar tu ai crezut că i-a plăcut? Nu. No. Te-a luat la mișto, du-te, bă, de aici, cu moartea pasiunii. Deci încă unul care a văzut că pute locul sub tine și că ești moartea pasiunii. Un mare, mare dislike, mai petențioasă. Mergem mai departe și ce vedem? Vedem pe Robi deranjat că Teodora spune că am fost pusă la zid, ceva de genul, că mi-am expus sentimentele și am spus ceea ce simt la adresa lui Robiță. Bineînțeles că se inflamează femeia tank, femeia sumo, femeia fără soartă. Acum s-a îndrăgostit de Daniel, am înțeles. Asta vrea și în sezonul 4, nebuna asta. Ferească-mă Dumnezeu. Se îndrăgostește de Daniel cum s-a îndrăgostit de Cosmin. Vrea și în sezonul 4. Uitați-vă la mine. Și o vedem pe Giulita. Vai, dragă, Teo, dar el nu a spus nimic, tu ai înțeles greșit. El a vrut decât o pauză. Bă, mă lași! Băi, Giulito! Bă, tu de la atâta mâncare și de la atâta răutate ți-a luat tot creierii, randeaua. Păi cum adică a spus că vrea o pauză? El a spus clar. Nu mai vreau nimic cu nimeni. Și de acolo s-a supărat Teodora. Uite, bă, și pe ăsta de la Dăbulen. Vin eu, îmi spun după atâtea chin și amar, ceea ce simt, și îmi spune în față, nu mai vreau pe niciuna.
Păi nu-i normal ca copila aia să intre în depresie și să înceapă să plângă? Uite bă și pe ăsta care ne folosește pe toate. Dar se pare, Giulita, că te dai, ți-am spus eu, că ești foarte perversă și toată lumea te-a citit și e prostă la, venim la vorba aia, e prostă la care te bagă în seamă pe tine. Bineînțeles că începe și Robiță să se scuze și el, că vezi, doamne, a stat 2 luni după fundul Teodorei. Păi, măi, bădăranule, măi, ăsta de la Dăbuleni, care tu ai venit aici pe post de râmaru, după o fată cu minte, poți să stai și 5 ani. Dacă o iubești. Dar tu în 2 luni ai făcut numai nefăcute. Ai ieșit pe live, ai spus că ai 4, tu ăla șmecherul, cum ți-a spus aia cu sârme în gură? Ajung eu acolo. Pericolul șoselelor, ceva de genul ăsta. Ți-ai bătut joc de toate, ai ieșit pe live, ai spus că ai 4, făceai glume cu cistinela cerasela, îți spuneai că o placi, iar râdea la tine, mai își deschidea câte o țâță, mai scotea câte o țâță, mai scotea un dos. Asta cistinela, că nu degeaba i-am spus cistinela, de cinstită ce e și de mincinoasă ce e, și acum tu vrei să bravezi că ai stat după ea. N-ai stat după ea. Ai făcut decât materiale. S-a văzut cu ochiul liber și începe să vină ce am spus eu de prima dată. Mă, nu cumva ăștia s-au certat la mișto? Și vedeți spre final că Robiță cu Virginica se vor declara cuplu. S-ar putea să am dreptate. Mai vedem. Ești un pervers, mă, Robiță, sincer. Mi-a plăcut de tine, au fost momente și la ora actuală sunt momente când te văd că ești pertinent, dar ești praf. Ești praf ca bărbat. Nu așa face un șmecher, crede-mă ce-ți spun. Iar ceea ce faci tu sunt niște golonisme de Craiova. Sincer îți spun. Să râzi de fete că se ceartă pe tine și că plâng pentru tine, nu ești șmecherește. Credem. În primul rând, te respecti pe tine. Și îți face plăcere să vezi femeile. Tu ești genul ăla de bărbat care ia câte 4-5 femei, cunosc eu mai mult, și le bagă în piscină să se bată. Și el să stea pe margine să râdă. Dar crede-mă că a ajuns petardă omul ăla. Cât era de șmecherit, așa vei ajunge și tu. Pe faptele astea tale, uite, vezi cum mă duci cu gândul cantorajul te-a stricat? Nu se face așa. Dar la un moment dat o să vezi că am dreptate. Și ești conștient și tu că pe relele pe care le faci, pentru relele astea, la un moment dat vei plăti cu lacrimi de sânge. Lacrimile Teodorei sunt din iubire. Sunt normale. Sunt dulci la un moment dat, cât de acre sunt, dar aletele vor fi de sânge. Crede-mă ce spun. E urât ceea ce face. Ți-am spus, ești bărbatul ăla care bagă femeile în piscină să se bată pentru el. Mi-e scârbă. Ce mai vedem? Vedem că tot Robiță o ia în primire pe Teodora și spune, hai, lasă că tu ai vrut să speli imaginea ta și a familiei tale. Păi nu-i normal, mă, Robiță. Ia pune-te tu în situația Teodorei să fi fost nepoata ta, să fi fost sora ta, să fi fost fiica ta. Ce-ar fi trebuit să facă cu așa bădăran? Păi cum e posibil, Teodora, să vină să se declare în emisiune după ce ai profitat tu afară de ea? Să-și declare, că eu acum o înțeleg, că n-a vrut să-și mai declare relația de afară. Când ea te vede pe live că tu te lauzi că ai avut 4. Când tu faci în casă oi dulci cistinelei. Când mama ei a venit, deja s-a o arătat filmulețele când asta cistinela venea să-i arăți castravetele și te lua în brațe. Păi ea cum să mai spună, da, îl iubesc pe ăsta? Că am fost fraieră și m-am dus cu el afară, e partea 14. Asta e, m-a păcălit. Dar nu e un capăt de țară, Teodora. Asta e. Se mai întâmplă.
la vârstele voastre, când sunteți un pic mai rebele. Dar tu, ca să profiți și să o scoți tot pe ea, vinovată, rușinică, rușinică, șmecher de dăbuleni. Mi-este milă de ce ți se va întâmpla. Crede-mă ce-ți spun. Toate astea se întorc, măi robiță. Încep tu și spui, domne, dar ea de ce se vaită? Dar râdei. Că și eu sufăr și plâng la hotel. Când plângi, mă, la hotel? Când ești pe live și spui că ai avut patru? Mă, robiță, ai luat o randeaua? Mă, tu chiar crezi că prostești așa pe toată lumea? Măi, băiatule, înțelege pentru totdeauna. Că tu ai impresia că e viața la mișto, dar viața te-a luat de mult pe tine la mișto. Crede-mă ce-ți spun. Îmi este milă, rușine, drag de mama ta. Da, dacă nu știe să te scuture, te scutur eu. Și îți spun pe față că ești un mitocan. Atât. Un bolovan și un mitocan. Un șmecher de dăbuleni. Atât. Să-ți fie rușine că mai ai și tupeu să faci mișto, domnule, eu plâng și eu la hotel. Când plângi pe live? Când vorbești cu femeile, când le dai urmărire? Fii mea scârbă de tine. Un mare, mare dislike. Ce vedem, dragii mei telespectatori? O vedem pe Cistine la o opărită nevoie mare. Să te ferească Dumnezeu de tupeul la curbe. Curba-i curbă până moare. Asta la altă începe și dănările peste cap. Asta, băi, Cistinelu, bă, să dea dracii dacă nu brandul tău e cât piciorul meu. Mă, tu ai 21 de ani? Mă, femeie, îți mai trebuie chiloția de la sumă. Bagi, am văzut că ai băgat o jumătate croissant plin cu ciocolată, l-ai băgat tot în gură. Mă, ești largă. Ești largă, Cistinelu, în gură. Că văd că și în fapte ești largă. Fii mea arsilă de figurile tale de mecanic de păcănele. Vii tu acum și ne arăți că, domne, dacă suntem în casa iubirii, nu suntem, că ai mai spus tu, nu suntem în casa prieteniei, dacă inima simte, eu ce pot să fac? Măi, ce sinal? Ce facem, mă, dacă inima ta simte să te dai la gagicul lui maică-ta? Că am înțeles că nu e tatăl tău. Ce facem, mă? Că na, inima ta simte și dacă simte inima ta, jos, jos textila. Fii mea arsilă de tine, Cistinelu. Dar ca să vezi că ești tută și că ai arătat cât de bagabantă ești și cât de șervețel ești și uite că Robiță te-a lăsat la gara obor și Antonică te-a lăsat la gara obor, de ce crezi, mă, că toți bărbații te folosesc după care te aruncă capul șervețel? Că și-au dat seama că ești mare vagabondă. Și o să spunem așa. Bianca, deșteaptă, îi merge creierul, te întreabă. Cristina, dacă știei că Teo îl iubește pe Robi, te mai dădeai la el? Nu, cum să mă dau la el? La ei, la Robiță. Mă, fetiță, tu din 10 vorbe, 11 le minți. Păi ai spus că erau certați, că n-ai știut că simte, dar o vedea o lume întreagă, o țară întreagă, dar numai tu, atât de proastă ești? Bă, cât de tupeu de curbă ești. Tu ești genul ăla de femeie, dacă te prinde nevasta în pat cu bărbatul, zice, ce-i femeie? Ești nebună? Eu nu sunt în pat cu bărbatul. Mie mi-a fost somn și am găsit patul. Și m-am băgat în pat. Sau nu e ceea ce vezi. Să nu crezi ceea ce vezi. Cam așa ești, Cistinelu. Deci crede-mă că te-ai făcut de tot, de toată jena. M-a dus cu toții aminte când Antonică, deci când era Antonică, în casă ți-a spus, băi, eu cred că asta e îndrăgostită de Robiță. Ai început și ai făcut istericale că îl place pe Robiță. Ai plâns ca o termită. Nu, nu-mi spuneți mie că îl plac pe Robiță. De ce? Atunci n-a vrut să-ți dea saxofonul în ziua aia. Ce s-a întâmplat de făceai așa istericale? Că știi destul de bine că tu, cum ai spus, la mine nu se pune că erau, dacă am făcut ceva, am făcut înainte să intru în emisiune. Ok. Când le-ai donat, ce le-ai spus? I-ai plătit ca pe gigolo. Nu?
și lui Antonică și lui Robiță. Vă dau și ne întâlnim la Păcănele. Veniți și mă luați de acolo. Fii mersilă de tine, cistinelo, ce îți arăți tu hramul de bagabant. Păi nu degeaba a țipat Berbeca. Băi, Bercocerău, îmi pare că-i pleca, bă. Berbeca de asta țipa, că a văzut și știa ce jartea ești. Și acum, tu, cistinelo, de când ai intrat în casă, te-ai băgat doar în relații. Când ai venit, ai venit, vezi, Doamne, să-l iei pe Antonică și dar tu n-aveai, dar ți-a dat la jet, că știa ce le prăiești și auzise toată lumea caracterul tău și trecutul tău ăla frumosul cu mulți, mulți kilometri. Du-te, bă, de aici, păi te-ai dus și cu Robiță, acum mă vrei și pe mine, dar cine crezi tu că ești? De asta a țipat Berbeca. Noi acum am înțeles de ce Berbeca, când te-a văzut, a zis, ce caută gunoiul ăsta aici? Ai, dă capul tău, cistinelo, cum te-ai făcut de tot. Dar ca să vedeți cât tupeu, că mi-aduc aminte, în momentele alea când ea plângea și făcea istericalele alea, ea țipa, lasă că vă spun eu, o să vedeți că îmi dați dreptate când vine doamna Mantea. Și doamna Mantea a oprit-o, a luat-o în staff, a mințit stafful sau o fi spus și a zis, da, domnule, m-am culcat și cu ăla și cu ăla și cu ăla. Am făcut și de-aia și de-aia și de-aia. Că la staff așa trebuie să le spui tot. A, da? Bine. Hai că îl dăm afară pe Antonică ca să nu se spargă ăsta că ai fost cu el. Dar ce să vezi, mă, cistinelo, că s-a dat de gol Robiță. Acum 2-3 zile când a spus. Păi ce să mă duc eu cu cistinela că a avut o Antonică. De s-a îngălbenit Patrick. Cam asta este imaginea ta, măi, cistinelu. De femeie refuzată, de femeie folosită, de femeie tare în gură. Și acum te-ai băgat între Teodora și Robiță. Tu crezând că, cum ai făcut cu Antonică, că Robiță te vrea. Păi știi care-i faza? Că Robiță e șmecher în felul lui și spune pe față, cum ți-aș și zis. Păi ce faci? Te dai tu la Teodora? Păi poți tu să te compari vreodată cu Teodora? Da, Teodora pentru mine e femeia fatală. Dar tu, ce vrei să spună? Ești o zdreanță? Dar ți-a dat de înțeles cum am înțeles cu toții. Cam asta ești, cistinelo, dar îmi pare bine că te-a făcut Virginica una cu pământul și te-a provocat să arăți lumii întregi cât de zdreanță poți să fii. Și Virginica se pare că e cam la fel. De ce? Că acum o vedem în promo, că spune de 10 ori, de 30 de ori, e frumoasă camera cu Denis. Mă, dar repede vă schimbați după bărbați, mă. Mă, voi vreți să atacați femeile. Dar ce să vedeți, mă, că vă atacă pe voi viața, mă. Că bărbații ăia vă folosesc, vă aruncă și după se duce, se întorc tot la femeile lor. Cam astea sunteți. Pircinica! Cistinela! Ce-am mai văzut ieri, dragii mei telespectatori, și am râs cu lacrimi? Giulita! Ferească-mă Dumnezeu! A început și asta să se agite. Că, domne, de ce cu mine n-a empatizat nimeni când Teodora a venit și s-a băgat între mine și Robiță? Măi, Giulito, băi, Giulito, tu de la atâta foame și de la atâta mărăciune ți-a luat-o creierii razna. Mă, fetiță, când ai fost tu cu Robiță? Săptămâna aia când dădeai tu cu pumnul în masă? De țipai că ești femeie care dă cu pumnul în masă? La camera aia roșie când făceai buzele pâlnie să te pupe Robiță și Robiță lăsa capul jos? Du-te, bă, de aici o pup pe asta. Cine-i pe asta să o pup? Mă, voi chiar nu gândiți? A, dar tu ai luat în calcul când ați fost afară. Când s-a folosit de tine. Când ai venit tu în ziua aia și țipai la el în emisiune. Nu mă provoca! Nu mă fă să vorbesc! Nu mă fă să-mi dau drumul la gură. Ai, spuneai. Ai uitat când te-ai culcat cu mine. Țeapă. Asta-i. Tu nu vezi că Robiță niciodată n-a spus de tine că te-ar plăcea ca femeie.
Amoros? Nu. El a spus, pe cine mă, pe asta care a încurcat sala de mese? Cu sala de sport? Pe asta, femeie zero? El a spus de la bun început. Pentru mine asta e o minge. Când n-am ce să fac, când n-am ce să mai fac pe aici prin casă, mă duc după globa aia de Giulita și râd cu ea, că mă simt bine, joc fotbal. El n-a, jucând fotbal. A jucat cu tine fotbal, măi, Giulito. Și tu acum vrei să te compari cu Teodora. Păi, Teodora este singura care Sulei Mande de Buleni a recunoscut că s-a îndrăgostit și că o place pe Teodora. Dar e conștient că n-are cum să intre în familia Teodorei, e conștient că n-are cum să stea el în parametrii normali, el fiind mai golănaș de fel. Și n-are cum. Și el e cu ochii după aia mică, neagră și urâtă, care am înțeles că sora lui Robiță și acum îi dă like-uri, inimioare și comentează, dar eu n-am înțeles, dar încă o dată tind să cred că familiile se susțin și că știu că după emisiune Robiță și Virginica vor fi împreună, ca să vedeți cât de falsă este asta, corectă Virginica, care ea știe să ia problema în gură și să-i scoată Alexandrei în față că, uite, vezi, Denis și cu Garcia sunt bine mersi împreună, spunând dorobanțul, de când te-ai certat cu Denis, Alexandra râzi și Garcia cu Denis nu se mai ceartă. La care Virginica s-a reopărită. Păi da, Alexandra e de vină, că dacă n-ar fi Alexandra, ei ar fi bine. Mă, mă lași, mă, măi asta, mică, neagră și urâtă. Păi răutatea din tine a ieșit pe toți porii. De ce ai vrut să scoți asta în evidență? Că Alexandra e refuzată, de asta îl chem pe Denis? Vrei să-ți ia și ție Louis Piton? Nu o să-ți ia. Ai impresia. Pe figurile tale te-ai rugat de ăsta, de Robiță, să-ți ia geantă și ăla s-a lăudat că ți-aduce un camion de trandafiri. 1000 de trandafiri când i-a adus Sebastian, ce crezi? S-a terminat sezonul. Nici geantă și nici trandafiri. A, ți-aduce. Ți-aduce copaca lui Sebastian. N-ai să vezi tu în viața ta. Crede-mă ce spun. Așa că, dragii mei telespectatori, cam astea sunt parașutele. O vedem pe doamna Mantea acolo, iar m-a deranjat, doamna Mantea, că aduce materialele cu Elena, să o pună pe Elena într-o lumină proastă și să o scoată pe Cistinela bazma curată. Deci vă dau cuvântul meu de onoare dacă n-am început să râd. În primul rând, doamna Mantea, chiar dacă n-a fost faza cu nasture, de când, na, e un nasture mic la cămașă, nici nu știi, ai pus mâna, zici că l-ai deschis, nu l-ai închis. Faptul că cameramanii dumneavoastră au făcut zoom pe decolteul acestei cistinele a dat de înțeles tuturor că cistinela vroia să-i arate țâțica lui Robiț și nu știa cum să stea, pentru că ea a văzut când a coborât pe scări la băieți că, de fapt, cămașa ei era deschisă aproape de buric. Dacă era o fată simțită și le închidea de atunci. Dar nu, că ăsta a fost scopul. Să-i vadă Robiță țâțica. Nu de alta, dar să o lase pe Teodora. Și atunci, vezi, doamne, microfonul, că au mai căzut microfoane la concurenți, dar nu s-au făcut. Nu s-a făcut zoom pe ei. Așa că asta e, doamna Mantea. Încă o dată ne-ați arătat că ați vrut să o ridicați pe Cistinela și să o coborâți pe Elena, dar noi telespectatorii am văzut cu totul altceva. Iar faza cu provocarea pe care a dat-o Elena, Elena a fost fraieră, că trebuia să le spui pe față, eu provocarea am dat-o intenționat Cistinelei să vadă toată lumea că ea, când a avut provocare cu Robiță, i-a făcut plăcere. Aia nu era provocare. Era o înțelegere cu alea două pupeze, două refuzate, Giulita și cu Virginica, să se ducă să-l ia pe Robiță
în brațe ca să o supere pe Teodora. Și acum Elena i-a spus, mergi și pune-te, provocare, în brațele lui Garcia. A, nu! E, dar dacă te trimitea în poala lui Robiță, să vezi ce stăteai mă acolo, să vezi ce înfiptă erai acolo. Îți luai salopeta aia roșie, ca să fie mai ușor. Pac! Fii mi-ar scârbă de voi. Cam asta a vrut Elena, doamna Mantea. Că o fi spus de Alexandra, am înțeles de la telespectator că ar fi spus. Nu că se supăra Alexandra în bucătărie. Nu știu cât de adevărat e, că n-a, și-am înțeles că a dispărut episodul ăla după... Nu știu cât de adevărat e. Așa că, doamna Mantea, haideți să înțelegem un lucru. Că nu avem ciungă în păr și că suntem destul de maturi să vedem figuri și comportament de mincinoase și vagabante. Iar cistinela se dă cinstită, atât. Dar nu e. S-a văzut că îi plouă în gură când îl vede pe Robiță. S-a văzut că îi ploua în gură când îl vedea pe Antonică. Dar ce să vezi, mă, decât ai rămas cu apa în gură. Băi, cistinelu, nu te vor bărbații ăștia nici dacă îi pici cu ceară. De ce, mă, ți-o mirosi gura de la carie? Că toți te ia, te iau toți, după care te aruncă. Mă, cistinelu, mie mi-ar fi rușine de tine. Să fiu în locul tău, eu aș intra în pământ de rușine, mă. Să spun, domne, inima mea nu simte. Păi, mama, cistinelei, țineți-o mai departe de poartă. Că s-ar putea să îndrăgostească de iubitul. Că dacă inima ei simte, că asta simte. Dar cred că simte inima dintre picioare. Cistinelu, tu ești genul ăla de femeie care nicio femeie nu trebuie să fie prietenă cu tine. Nu de alta, dar dacă vezi că trăiește mai bine ca tine, s-ar putea inima ta să simte. Să simte și atunci să sari. Și să ataci. Fii mea scârbă de amantă. Tu vrei să fii amantă, dar dai amantă, că la bărbați le cam frică de amante. La un moment dat le e frică mai rău de amante decât de neveste. Tu ești genul ăla de amantă? Nu contează. Când treci pe la mine, ai că-ți dau și bani. Treci pe la mine. Ca să spun că ai fost cu mine. Cam asta ești. Păi vezi că se pupă. Îi vezi că-ți dă rușini. Și tot după el să stai? Păi scuză-mă pe mine. Hârtie igienică, că șervețel nu-ți mai spun. Asta e. Dă din tine tot ce poți, măi cistinelo, că toată lumea te-a citit. Și nu degeaba zicea Berbeca multe despre tine. Că știe ce poți. Așa că, mama cistinelei, mare atenție. Fiți cu ochii în patru ca să nu vă ia bărbatul. Mare atenție. La cât de tupeistă e, că inima ei simte. Fii mer silă de chestii de genul ăsta. Iar Giulita, asta care se dă așa mare, am înțeles că te-ai îndrăgostit de patriarhul Daniel, preasfințitul Daniel, să vedem ce hram poartă și ăsta. Acum te vrei în sezonul 4. Te-am văzut și pe tine că îi spuneai lui Robiță, e, aici nu mă vrei, dar afară mă vrei. Păi tu n-ai înțeles că afară te bagă sumasă? Îți faci treaba, ura și la gară. Că de pupat în gură nu te pupă. Despre ce vorbim, măi, Giulito? Nu ți-e și ție rușine? Măi, Daniele, știi și tu? Că Giulita e plăcută de Robiță doar afară pe sumasă? Fii mersilă de tine, măi, Giulito. Deci răutatea voastră și perversitatea voastră mă face să vă spun pe față. Cine sunteți și ce faceți? Și tu, Virginico, asta care știi să dai la temelie, știi să sari exact ca cistinela, cum vezi că se despart fetele, nu ești tu asta care îl chemai și pe Sebastian în camera roșie, te-ai cam grăbit cu Roberta? Păi nu, tu nu te-ai grăbit cu Robiț? Că ești primul venit, primul servit. Într-o săptămână ai fost și la date, te-a și coțăit. După care... ura și la gară. Și, vă așteptați la Craiova. Dar ce inimă să ai
să vezi că se pupă cu atâta fete în fața ta. Și după să fiți la Craiova. Păi am eu dreptate că sunteți niște perverși? Și că am avut dreptate că tu l-ai chemat la Craiova în club? Dar sper ca toată lumea la un moment dat să-și dea seama și mulți ăștia care sunt mai grei de cap așa își vor da seama după ce vei ieși din emisiune. Că tot ce a zis Pandele e adevărat. Că tu cu Robiță nu te-ai certat niciodată, dar cât de perversă să fii și ce inimă haină să ai, să accepti ca Robiță să le ia pe toate în fața ta și să se mai și pupe în fața ta. Păi acolo interesul poartă fețul. Și atunci să nu mai îmi spuneți mie că Virginica este demnă de tot respectul. Nu. Își dă bărbatul la produs. Asta e Virginica. Și ea merge la produs. Hai, care pe care. Dimineață numărăm câți bani am avut, am făcut, câți clienți ai avut tu, câți clienți am avut eu. Cam asta văd la Robiță și la Virginica. Îmi este milă de voi dacă e adevărat ce se aude și ce urmează să se întâmple. Asta e. Dragii mei telespectatori, vă las, vă pup, vă doresc o zi minunată tuturor și ne vedem în seara asta 8:30, 9 pe live-ul justițiarilor. La revedere!